de nimeni timpul, anii au trecut, anii au trecut, anii au trecut. Amintiri mi-aduce vântul și nu pot să uit, și nu pot să uit, și nu pot să uit. Au plecat, dar îi simt alături acum. Dacă ar ști cât de mult am vrut să răspund, ei au fost lângă mine când era mai greu. Frații mei, îmi trăiți în suflet meu. Schimbat, multe s-au schimbat, dar mai ține în el pământul. Sângele versat, sângele versat, sângele versat. Ați plecat, dar vă simt alături acum. Dacă ați fi cât de mult aș vrea să vă spun, voi ați fost, frații mei, văd alături acum. Dacă ați ști cât de multe vreau să vă spun, voi ați fost lângă mine când era mai greu. Frații mei, îmi trăiți în suflet mereu. Parafalele trec, anii, vremea a trecut, dar pe frații mei de arme nici când, nici când nu-i uit. Pe de altă parte, să transmitem tuturor celor apropiați, dar și celor care ne privesc din afară, faptul că, de fapt, noi nu ne dorim un astfel de conflict aici în țară. În al treilea rând, cu toți cei din partea colaboratorilor Ministerului de Interne, cu toți cei de la forțele armate, transmitem tinerilor mesaj să nu uitați ceea ce au făcut tații voștri, frații voștri, bunei, cum și-au apărat casele lor proprii de niște vrăjmași. Stimată asistență, declar mitingul de comemorare a evenimentelor tragice din războiul de pe Nistru deschis. Cei care astăzi sunt în viață și care sunt așa bravi, băieți, că ei cu faptele lor, cu lucrurile lor fac ca să nu, să nu se mai uite băieții ăștia niciodată. Sunt diferite, așa zicem, mese de comemorare, dar sunt și întreceri sportive. Mulțumim frumos lui Volodia Gheorghiță, care în fiecare an organizează cupa la fotbal consacrată lui Boris Dolgan. Mulțumim lui Anatol Cibotenco, care mai mulți ani de la rândul se desfășoară competiții sportive la tenisul de masă. Și asta e un lucru foarte bun, că noi facem la
un băiat înseamnă că e pomenit în piteț. Că noi când, după aceea, numai decât este o bucățică de masă și sunt pomeniți. Mulțumim frumos, sincere, închinăciuni până la pământ și respect la părinții cei care au născut, au crescut, au educat așa brav băieți ca Nicolae Sotnicencu, Mihai Muraru, comisarul la Hâncești, Anatol Dicusar de la Doroscaia, Borea Dovgan de la Părâta. Sunt încă mulți, Dumnezeu să ierte puteți, care, într-adevăr, oameni care merită un respect pe toată viața. Și un mare, mare respect și închinăciune la părinți. Veșnica lor pomenire. Cu un mesaj de solidaritate pentru familiile victimelor de războiului de pe Nistru, dar și pentru participanții la acest tragic război, vine președintele raionului Dubăsari, domnul Grigorie Policinski. Stimate domnule primar, dragi veterani, stimați oaspeți, onorată asistență. Astăzi, în Republica Moldova, este marcată o zi comemorativă. Ziua de 2 martie este marcată ca ziua memoriei care s-au ridicat în anii 91-92 pentru a păstra integritatea țării noastre, suveranitatea Republicii Moldova. Este o zi de memoriu pentru care pe vrute sau pe nevrute, dar au căzut din cauza gloanțelor, schijilor, care în fiecare război, cu părere de rău, se întâmplă. În raionul Dubăsari, practic în toate localitățile, avem persoane care, într-o formă sau alta, au avut de suferit, au fost răniți fie că fizic, fie că spiritual. Majoritatea absolută din localități au combatanți, colaboratori ai organelor afacerilor interne, colaboratori ai armatei naționale, care au îndeplinit atribuțiile de serviciu, care puse în sarcină de conducerea țării din 1991-92 sau de comandanții care purtau responsabilitate de situația din platouri. Este o zi cu adevărat foarte dureroasă. Niciodată niciun război nu a adus fericire cuiva. Niciodată. Niciodată niciun conducător de prim rang n-a fost printre primii să lupte, așa cum era pe timpurile străbunilor noștri, pe timpurile lui Ștefan cel Mare. Cad pe câmpurile de luptă persoane simple, ostași, tați, fiice, și este cu adevărat important că noi an de an și tânăra generație și reprezentanții organelor afacerilor interne și reprezentanții forțelor de menținere a păcii, Armata Națională, societatea civilă, să ne consolidăm și să ne aducem aminte de acele timpuri foarte și foarte dureroase. Acei care au căzut merită memorie, merită onorul militare și respect din partea societății. Respect din partea noastră, celor care am rămas vii după acele strașnice urcii a războiului. 24 de ani au trecut deja. Este foarte dureros, fiindcă în acești 24 de ani posturile militare, durerea n-a trecut la noi. Nu doar familiile celor care au căzut, dar noi, cei care trăim aici, pe această palmă de pământ. Este dureros că conducerea țării, pe știute sau pe neștiute, dar totuși n-a știut să reintegreze țara, pentru care ne-am ridicat și pentru care luptăm zi de zi, dar luptăm pașnic. Vreau să menționez acest lucru. Eu astăzi, la Doroscaia, am spus, nimic mai bun nu poate să fie decât pacea pe pământ.
Dar pentru aceasta și sunt organizate activități la nivel național, la nivel raional, la nivel de localități. Eu sunt convins, stimați compatrioți, stimați prieteni, că noi trebuie într-adevăr să organizăm măsurile respective pentru a educa tânăra generație să știe ce a fost pe data de 2 martie, să știe ce a fost pe data de 14 martie la Coșnița, să știe ce a fost în noiembrie 91 la podul de la Dubăsari, să știe ce a fost într-adevăr și în vara anului 92 la Tighina, la Varnița, la Căușeni. Este absolut important să păstrăm credința și speranța că doar prin metode pașnice, doar îmbunătățind condițiile de viață, ridicând nivelul de trai a cetățenilor, demonstrând că veteranii nu degeaba au luptat, nu degeaba muncesc zi de zi pentru a ridica în slavă poporul acesta, țara aceasta, Moldova noastră, doar pentru aceasta merită cu adevărat să păstrăm speranța că va veni timpul când malurile râului Nistru nu vor fi dispersate. Când centrul raional se va întoarce în orașul Dubăsari, acolo unde trebuie să fie, care este istoric centrul satelor noastre, atunci când noi liber ne vom întâlni și la Tiraspol, și la Râbnița, și la Slobozia, și la Grigoriopol, atunci când copiii celor decedați vor menționa că nu degeaba s-a vărsat sângele părinților. Acei răniți nu degeaba au vărsat sângele, fiind răniți pe câmpurile de luptă. Eu aș vrea să aduc cele mai sinceri mulțumiri conducerii Ministerului Afacerilor Interne, conducerii Guvernului, conducerii Ministerului Apărării, vouă, stimați compatrioți și stimați prieteni care ați venit din diferite colțuri a țării noastre, vouă, stimați prieteni care trăiți în aceste condiții foarte grele aici, în raionul Dubăsari, pentru faptul că fiți alături de noi, pentru faptul că contribuiți la buna organizare a acestor măsuri. Chiar dacă cineva ne critică, pentru ce ne trebuie nouă aceste măsuri? Chiar dacă cineva încearcă să pună sub semnul întrebării, în genere, ce a fost în 91-92? Prin prezența noastră, prin implicarea noastră, prin lucrul nostru de zi cu zi, noi demonstrăm întregii societăți că în raionul Dubăsari au fost, sunt și cresc adevărați patrioți ai neamului. Veșnică pomenire pentru toți cei decedați în acel tragic război din 1992. Slavă eroilor care sunt în viață, raionului Dubăsari, și slavă țării noastre, Republica Moldova. Transnistria este parte componentă a țării noastre și ea va fi, sunt convins de acest lucru. Pentru aceasta trebuie să fim uniți, trebuie să fim consolidați, trebuie să păstrăm stabilitatea și nici într-un caz să nu permitem mai mult râului Nistru. Mulțumesc! Poporul nostru a fost martor la războiul din anul 1941-1945 și a avut de suferit în anul 1992, în războiul pentru integritatea țării, ca un murmur tainic ce poate învlăstări în orice anotimp, de pe buzele oamenilor se desprind tot mai stăruitor cuvântul pace. Copiii anilor de război au învățat acest cuvânt printre primele după noțiunea de mamă, tată, pâine, apă, țară. Presărați pe-a lor morminte ale laurilor foi, spre a fi mai eroi. Dezveliți tot adevărul și le spuneți tuturor cum muriră frații noștri pentru neam și țara lor. Și pe sacrele morminte puneți lacrimile și flori, spre a fi mai dulce somnul fericiților eroi. Ridicați pe piramida nemuririi faima lor, scriți în cărțile de aur cântecul nemuritor. Războiul s-a dus ca o apă, ca un coșmar a trecut. Război a săpat câte o groapă în fiecare la început. O groapă pentru un tată, pentru un frate, o groapă. Spuneți-mi, oameni, câte veți, o groapă o să încapă. Războiul s-a dus ca o pară, ca un vârtej în toi. Război a săpat
Război a săpat o țară în fiecare din noi, o țară pentru iubire și pentru durere o țară. Spuneți-mi, oameni, câte veci mai pot într-o țară să moară? Leagăn între munți și ape, leagăn între nuci și brazi, leagăn între flori și poame, leagăn între nuci și brazi, lumina de soare și de frunți înalte de bărbați. Leagăn între foc și pară, între iatagane mii, o, fecioara mea Moldovă, câți dorit au să nu fii. Azi mă uit cu drag la tine și de bucurie cânt, vărs o lacrimă fierbinte, fiindcă ești, fiindcă sunt. Aici e casa noastră, aici al meu meleag, aici la fereastră, măicuța mea cu drag. Privește și așteaptă nepoții și pe noi și spune o vorbă în șoaptă. Of, de n-ar fi război, cereri tare, mamă, că nu puteam să vin vamă după vamă în țara mea străin. Aici, la mine în sat, plecată e măicuța și tata e plecat. Să mă ierți, măicuță, că n-ai ajuns să vezi marea ta dorință la care eu visez. Noi suntem tari și în clipa încercării, noi suntem tari și în clipele de chin, noi suntem tari ca crezul sfânt al țării, fiii și părinții ce credem în destin. N-am uitat și tot aștept în zori de dimineață, când m-ai strâns în jos la piept, privindu-mă în față. Eu atunci nu înțelegeam de ce plânge mama, de ce spăturile în geam când suna alarma, de ce morții ascunziși îngropau în noapte, de ce stam în ascunziș și vorbeam în șoapte. Și nu aveai unde să pleci, deși erai în casă, în bordeiurile reci, cu moartea stam la masă. Nistrule, tu știi, dar taci, pe câți a înghițit apa, la mulți bandiți, la cei cazaci, le-a ținut piept tata. Câtă patimă și chin să îndurăm noi oare? Și acum mă simt străin, vă prin somn coșmare. A fost războiul blestemat, a fost război în țară, zbura glontele turbat și moartea în primăvară. Când martie a început, mică țărișoară, în două mi s-a rupt. În zi de primăvară, când martie a început, mică țărișoară, în două mi s-a rupt. Aici, la Dorotskaya, la Coșnița aici, zburau glanțe ca ploaia, mureau flăcăi voinici. Aici, la Dorotskaya, la Coșnița aici, zburau glanțe ca ploaia, mureau flăcăi voinici. În zile primăvară, când martie a început, mica țărișoară a pătimit prea mult. În zile primăvară, când martie a început, mica țărișoară a pătimit prea mult. La Corșova, la Nistru, la Cocieri urlau răfalele sinistre, ură triunfau. La Corșova, la Nistru, la Cocieri urlau răfalele sinistre, ură. În zi de primăvară, luptat am noi aici, să avem o țară mândră, lăsată de bunici. În zi de primăvară, luptat am noi aici, să avem o țară mândră, lăsată de bunici. La Barneța Tighina, la valul lui Traian, duceam foc mașină, viteazul moldovean. La Barneța Tighina, la valul lui Traian, duceam foc mașină, viteazul moldovean. Moldova, tu ești țară, a dacilor vestit, în pace și preții, dorim noi să trăim. La Nistru prut, la mare, la muntele din deal, cu frate și cu soră, noi nu dorim.
Mulțumim mult! Apărarea integrității și independenței țării, se anunță un minut de reculegere.